fost geniale! Nostal, nu, frate. Aici sunt eu, la doar un pas distanță de a întâlni unii dintre cei mai mari youtuberi din România, pregătit să-i surprind cu cele mai dificile cadouri făcute de mine până acum. Și totuși, cum a început totul? Acum mai bine de 2 luni am dat startul la seria, încerc să dau de Mitsu până când o să o numere ceva cu mine și la un moment dat am zis asta. Va trebui să mă duc în Cosmopolis, cartierul vedetelor, și să mă întâlnesc cu minimul youtuber de acolo. Pe scurt, trebuia să mă întâlnesc cu minimul youtuber din Cosmopolis, dar nu puteam merge cu mâna goală. Așa că, având la dispoziție doar câteva săptămâni, am creat roata youtuberilor, iar în funcție de cine pică eu, va trebui să-i fac mașina în miniatură. Avem peste 12 youtuberi aici, hai să vedem, dăm direct de roată. Sper să nu se strice, asta e singura mea problemă. Și fii atent cine pică, cine pică. O pica Iosif Cid, o pica Shelly. Nu pică Shelly. O pica Mitsu. Teo Zeciu, fii atent. Mamă, mamă, se duce înapoi, se duce înapoi. Băieți, fiți atenți aici. Zbâr sau robinet? Cam la mijloc. Păi cine facem? Asta e întrebarea. Să facem la amândoi mașina. Hai să facem la amândoi mașina. Avem foarte puțin timp la dispoziție și hai să-i dăm drumul direct la treabă. Ok, băieți, planul e simplu. Printăm mașinile 3D, după aceea le customizăm, le vopsim, le facem toate alea să fie bine și nu în ultimul rând le oferim youtuberilor. Și avem un singur obiectiv. Nu vreau niciun follow back de la youtuber sau un subscribe. Nu vreau absolut nimic. Vreau pur și simplu să ofer un zâmbet pe față. Vreau să fac o persoană fericită, pentru că astfel și mie îmi transmite din fericirea lui automat. Toată lumea e fericită, cu toții ne simt mai bine, așa că bai să-i dăm drumul la treabă. A, da, și dacă facem peste 1000 de like-uri și peste 500 de comentarii cu cuvântul mașină, poate mai continuă seria asta și la alți youtuberi, o să vedem. Ok, băieți, mașina este oficial în facere. Uitați aici, mașina robinet aici. Nu știu dacă se așteaptă la așa ceva. Sper să ne iasă. Mai zice că mai durează 11 ore și 13 minute plus roțile pe care o să le facem negre. Așa că eu o să stau aici și aștept să zacă mașina și ne auzim în 11 ore și 13 minute. Ok, da, băieți, prima problemă. Nu merg prin toate mașinile la imprimanta de la studio. Practic, ce înseamnă asta? Nu o să avem mașinile astea niciodată dacă nu găsim pe cineva în cel mai scurt timp. Trebuie urgent să caut un om care să printeze mașinile și care neapărat să mi le dea în scurt timp și mai ales să fie bune. A doua zi dimineață m-am trezit de vreme și am început să sun pe cine credeam eu că o să mă ajute cel mai mult. Și spre surprinderea mea am avut mare noroc, pentru că... Ok, băi, tocmai și-am rezolvat cu persoana care ar trebui să le ajute cu printatul 3D și o să revenim când o să fie gata mașinile să vi-l arăt și vouă. O să fie genial, pe bune. În această pungă se află efectiv mașina lui Zbâr și al lui Robinet. Sunt foarte, foarte curios să văd cum arată și e ce trebuie. Hai să le vopsim și vă arăt și vouă cum le vopsesc. Am ajuns la studio, am cumpărat niște vopsele, dar cel mai important era să lipim prima oară scotch pe geamuri, pe parbriz, pe roți, pe orice care nu trebuie vopsit. Pentru că întâi o să dăm cu culoarea principală a mașinii, adică cum e la Robinet argintiu și la Zbâr portocaliu, iar mai apoi o să facem detaliile cu pensula la mică, mică și o să vedem cum iese. Asigură aderență, asigură aspectul uniform, bam, bam. Băieți, am vopsit mașina, mașina asta am dat a doua tură, arată super, super bine al lui Robinet. Din vari motive, pe mașina lui Zbâr nu prea s-a lipit vopseaua, așa că trebuie să o vopsim din nou. Și acum pasul cel mai greu, să le vopsim cu pensula, așa mică, mică, să vopsim detaliile importante. A, da, și să printăm numerele de înmatriculare a mașinilor. Avem și un set de acuarele aici, e ora 11:30 seara și sper să terminăm până la 12, nu știu dacă o să mă țin atât de mult, dar hai să vedem. Am terminat și Rolls-ul și e chiar aici. Uitați-vă cum arată, o să vă las câteva cadre pe ecran. Scrieți și voi în comentarii care mașină vi se pare că arată mai bine. Și efectiv în mai puțin de 24 de ore mașinile astea o să fie deja date youtuberilor. Și acum hai să trecem la ultimul pas. Ok, acum totul e gata. Întrebarea e ce facem de acum încolo. Cum dăm de youtuberi? Cum o să am noroc eu să mă duc în Cosmopolis să-ți dau fix de ei? Nu știu. Ei bine, am un mare noroc. Eu am mai vorbit cu Robinet, așa că o să-i dau mesaj chiar acum să vedem dacă e mâine cumva în Cosmopolis sau nu. Salut, mâine ești în Cosmopolis. Bun, i-am dat mesaj. Acum așteptăm. Bun, băieți, totul merge conform planului. Robinet tocmai ne-a răspuns și a zis de ce? De ce? Să stric surpriza sau nu? Nu cred că o să stric surpriza. O să-i zic, fiți atenți cum o să-i zic.
filmez și eu. Sper, mă, frate, să fac măcar o persoană fericită. Măcar atât să fac o persoană fericită. Asta e scopul meu pentru acest video. Oficial am intrat în Cosmopolis, acum îl căutăm pe Robinet, prima oară simt și la el. Mă simt ca în Minecraft, bă, bune, aici zici că explorez mapa, nu știu cum să vă zic. Avem mașinile în spate, tot ce sper, sincer, să nu să reacționeze frumos, cum trebuie. Asta sper. E așa, zici că mă simt așa într-un paradis, știi? De unde că e orașul ăsta cât berceniu să ne bunesc. Și când făceam prin Cosmopolis, m-am întrebat, oare pe unde este Zbârnoaia Andrei, Gabriel, Mihai, Ionuț, Rad? Mi-am pus și ochelari, am luat și la fugă, a dat și autobuzul peste mine, dar într-un final n-am murit. Șefule, deci cum ajung eu de aici la Robinet acasă? Deci am vorbit cu Mateo și trebuie să ne dea mesaj cum să ajungem la Robinet acasă, pentru că el îl știe pe Robinet. Am scos mașina, băieți, așa arată, și un abonat după noi și acum mergem să-i dăm lui Robinet. Sper să nu ne vadă, că am înțeles că pe aici avem locația. 2 minute de mers pe jos, așa ne zice aplicația, și avem mașina pregătită. Sper doar să se bucure atâta. Am ajuns la Rolls-ul lui Zbâr, deci efectiv e în fața mea, băieți. Nu mai e portocaliu. N-a mai durat mult și exact când nu mă așteptam, am dat de Robinet. Ne-am întâlnit cu Robinet, băieți. Vă pup, ceea ce faceți. Bă, de când mă chinui să fac treaba asta, gen cadou ăsta, ești pregătit, frate? Da. Bă, nu știu dacă e ok, nu știu dacă o să-ți placă, nu știu, așa. Bă, uite, vede dacă scoți ceva ce... Ia uite, mă, ce zici? Bă, am încercat să fac cât de bine am putut. Nu, cred, tu ai făcut asta? Da, vede, da. Deci asta 3 săptămâni, de la 0? Da, frate. E puțin pe e cel mai frumos cadou pe care l-am primit în viața mea, jur! Și arată și cealaltă, arată și cealaltă. Cealaltă? Și alu zbâr? Da. Băi, aici un alu zbâr. Tare rău! Fii atent, trebuie să dăm și de... Bă, apreciez. Trebuie să dai de zbâr dacă vrei. Ia, fel. Dar nu a ieșit așa bine asta? Ba da! Bă, geniale! Bă, bune? Da, asta bă, bucur, rău! Mă bucur că îți place, mă bucur la maxim că îți place. De what asta... the fuck? Mi-am pus și acum. Frumos, frumos, stai. Machine, da. O notă de la 1 la 10? 10! Mamă, frate. Bă, cum ai făcut, vere? Gen, de fii atent. Tu asta ai... e printată la imprimantă 3D. Ai de imprimantă 3D sau ai plătit pe cineva să așa? Plătit pe cineva să fac, înțelegi? Am avut, am venit la studio, dar n-am mers. Am plătit pe cineva. Ia uite-te la numere, uite-te la numere. E ok? E perfect. Așa, am plătit pe cineva să facă după și am vopsit-o. Și cam asta a fost. Am printat astea mici de tot. Numerele, am făcut și sigla BMW aici. Bă, tare rău, o, tu mai ce mai frumos cadou, jur, pe care l-am venit în viața mea. Bă, să ne înțelegem, gen, eu eram aici la mașină că trebuia să merg să arunc gunoiul și a zis, te pucam ceva pentru tine. Da, 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 da. Dar nu mă așteptam, a zis că vrea să-mi prindă reacția pe vlog și jur că asta e reacția mea autentică. Bă, e tare rău de tot. Mă bucur. Bă, chiar îmi place. Mă bucur așa mult că-ți place. Băga că nu e aici, că e la Constanța, că e stricată. Am văzut pe vlog, am văzut. Băi, abonați-vă la Ștefu, că face bine ce face. Cum să dau de zbâr, asta e întrebare. Da, știu. Uite, te dau un telefon. Te pup, Zbâr, m-am întâlnit cu niște băieți și au zis că au un cadou pentru tine. Mie mi l-au dat pe al meu și e ceva tare. Pot să vină la tine în fața casei să ți-l dea? Ah, ok. Ok, bine. Te duc eu. Bine, frate. Subscribe la Ștefu sau acolo să dei. Nu mai las Zbâr, băieți, ai las Zbâr, că e jale treaba. Nu mai am cuvinte, pe bune, nu mai am cuvinte. Eu nu prea pot să vorbesc așa, dar nu mai am cuvinte. Te duc eu? Da, hai. Gata, s-a zis, s-a zis. A venit regele la bani. Te pup, Zbâr, de mine. Salut, uite, bine, am venit la birou. Fii atent, deci am adus ție și urmă vreodată un cadou. Sper să-ți placă. Rolls-ul ăsta. Da, nu mai e culoarea asta. Nu, l-am făcut de 3 săptămâni, mă, pune să-l fac. Nu, ăsta e al nou, frate. Da, nu știu, am făcut modelele toate astea, sper să-ți placă. Nu, cred că l-ai găsit pe net, modelul 3D, și numai pe ăsta al nou l-ai găsit, da? Și aia a fost. Bă... Da, șmecher, așa, nu am ce zice. Atâta. Atâta, da, asta. Mersi e cadou. Mersi frumos, frate, prima oară când primesc un Rolls ăsta cadou și, bă, ce zic. Ăsta ce modele? Asta e tot Rolls, dar e modelul înainte de modelul nou. E gen mai vechi, da. Bă, da, nu știu, nu știam ce model ai, nu știam. Era pe post. Da. Chiar nu știam. Mersi frumos, da, frate, oricum. Ia vertical, vertical pe car vertical, Ștefule. Nu e lăsat. Are și seria de șase. Nu, nu e lăsat serie. Da. Păi nu tu l-ai lăsat numărul, ai lăsat numărul. A, verificăm după număr. Te pup, salut. Te pup. Cam asta a fost și cu acest clip, băieți, este ora 12 noaptea și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să facem 1000 de like-uri, că poate mai facem seria asta din nou. Și nu uitați că la 100.000 de abonați, 100 de abonați random o subsemneze butonul, deci eu zic că e un win-win, deci dați subscribe chiar acum. Plus că o să fac concursul de not cu cursantul 3 Academy și o să am șanse reale să număr ceva cu Mitsu. Sper că v-a plăcut clipul, băieți, a fost un clip foarte muncit și nu știu dacă s-a văzut asta. Și până atunci, noi ne auzim data viitoare, v-am pupat!